Da. 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 Octav. Ce octave bune? Julia. Janina. Ah, Octav. Octavita. Maria. Hei, Janina. Am venit aici la premieră la Octav, până seara. Dacă ai fi tu Octav. Din fericire nu sunt eu Octav, sunt doi băieți minunați, domnul Marcel Iureș și cel mic Eric. Joc o servitoare modestă, drăgălașă, iată-mă. Da. Ce faci? Bine. A, ce eleganță, ce rafinament. Unde e Octav? Eu știu unde este, dar mă mai gândesc dacă... Și eu știu unde e. Lucian? Da. Da, eu sunt. V-am adunat să vedeți un film în care joc și eu puțin, foarte puțin. Pentru tine am venit. Știu, știi. Tu. M-am întâlnit cu Octav, întrebat de tine, zicea să-i aduci chestia aia. Păi și i-am dat-o. Deja? Păi da, din nou m-am întâlnit eu cu el. Nu, deci să nu-i facem treaba asta. De ce vrei să o vinzi? Eu n-am pe nimeni. Ai fost de față când i-a dat el chestia? Nu, doar mi-a povestit. Vezi, n-ai niciun martor. Și zicea că să-i duceți chestia aceea, că are nevoie neapărat. Astăzi? Da. Mai târziu mergem. Deci acum, era urgent. Bună seara. M-am întâlnit cu Octav, zicea să lămuriți treaba aia dintre dumneavoastră, că nu începe. Octav, e totul bine? Nu, nu merge nimic bine. Domnul cu mustață, ce ție ție, domnul șoldan? El este, practic, bunicul meu. E bunicul tău și trebuie Octav să lămurească ceva cu bunicul tău. Octav îl cunoaște pe bunicul meu? Nu? Nu. Ai grijă, sunt cu ochii pe tine și te aplaud. Dana, da, ce faci, Janina? Pune-i să-mi aducă și mie chestia din portofel, nu știu ce. O carte de vizită. Ce trebuia să te întâlnești cu el ca să-i dai geaca ta sau... Așa mi-a zis, n-ai venit din turnul Severin? Ba da. Vezi că este un băiat cu barbă, frumos păi îmbrăcat. Sunt doi? Eu sunt frumos îmbrăcat? Da, și să-i duci tu geaca, nu știu de ce, că aveți aceeași talie. Trebuie neapărat să-mi spuneți ce v-a zis el ieri, ca să aplic eu astăzi. Să venim negreșit, că va fi un film extraordinar. Să ne bucurăm de fiecare clipă.